Prieteni, sunt Cristian Alexandrescu și vă prezint azi o filă neagră din istoria românilor. Experimentul Pitești, povestea cruntă a studenților morți în fenomenul Pitești. Închisoarea Pitești este numele sub care este cunoscut fostul penitenciar din Pitești, România, renumit pentru așa zisele încercări de reeducare efectuate sub autorizația autorităților comuniste în perioada anilor 49-52. Cunoscute și sub denumire Experimentul Pitești sau Fenomenul Pitești. Fenomenul Experimentul Pitești a fost stopat în septembrie 1951, imediat după înlăturarea de la fruntea Partidului Comunist Român a comuniștilor extremiști conduși de Ana Paucăr. Acest experiment nu poate fi redus la o scuză pentru administrarea unor bătăi și torturi brutale, administrate zilnic cu scopul de a reeduca total deținuții politici. Majoritatea studenți, membri în grupări interzise de comuniști ca Partidul Național Țărănești și Partidul Național Liberal, precum și cei inspirați de Garda de Fier, sau membri sioniști ai comunității evreiești din România. Esența metodei folosite la Pitești este transformarea victimelor în călăi, tortura putând fi apreciată drept un simplu mijloc, nu cu un scop. Scopul experimentului, conform principiilor leniniste în interpretarea Partidului Comunist, a fost lepădarea convingerilor și ideilor politice și religioase a deținuților și în cele din urmă alterarea personalității până la punctul obedienței absolute. Estimările totale referitor la numărul celor care au suferit acest experiment sunt cuprinse între aproximativ 1.000 și 5.000. A fost cel mai mare și cel mai agresiv program de spălare a creierului prin tortură din blocul de est. Închisoarea a fost construită înaintea începerii experimentului, conform celor spuse de Eugen Mărgirescu. Clădirea a fost începută spre sfârșitul anilor 30, pe vremea regelui Carol al II-lea, și a fost terminată în timpul dictaturii lui Ion Antonescu. Pentru o perioadă după proclamarea Republicii Populare Române, a continuat să funcționeze ca arest pentru cei vinovați de infracțiuni minore. Primele stadii ale reeducării au avut loc la închisoarea din Suceava, fiind la scurt timp adoptate la Pitești și cu intensitate mai redusă la Gherla. Grupul de supraveghetori a fost format tot din deținuți politici și a fost condus de Eugen Țurcanu, fost student la Universitatea din Iași și pentru scurt timp și membru al PCR. Țurcanu, probabil la ordinele comandantului securității Alexandru Nikolski, pe numele său adevărat Boris Grünberg, ale colonelului Zeller de la Direcția Penitenciarilor și sub directa supraveghere a ofițerului politic Ițicoviș Marina, a ales un grup unit format din veterani trecuți prin reeducare ca asistenți pentru îndeplinirea sarcinilor politice, numit Organizația Deținuților cu Convingeri Comuniste, ODCC, poreclită de prizonieri în batjocoră, ODKK. I-a inclus ca membri pe viitorul părinte al Bisericii Ortodoxe și dizident Gheorghe Calciu Dumitreasa, cevreul Petrică Fuchs. Primul val de deținuți de la Suceava, care au trecut prin inițiere, a fost trimis la Pitești, unde tratamentul inițial uman a devenit subiectul unor restricții din ce în ce mai severe, potrivit lui Măgirescu. Situația s-a deteriorat cu rapiditate în luna iunie. Procesul început după acea dată a implicat pedepse psihologice, de obicei prin umiliere și tortură fizică. Deținuții, pe lângă bătăile severe administrate regulat, au fost siliți să se tortureze reciproc cu scopul de a descuraja loialitățile dinaintea încarcerării. Gardienii au forțat să participe la sesiuni programate sau ad hoc de instruire politică cu subiecte precum materialismul dialectic și istoria Partidului Comunist Sovietic de Iosif Stalin, de obicei acompaniate de abuzuri fizice la întâmplare și îndemnuri la demascare pentru diferite abateri, unele reale, dar marea majoritate inventate. Obiectivul lor era ca victima să cedeze psihic, transformându-se într-un supus total dedicat regimului. Toate victimele experimentului au fost inițial trecute printr-un interogatoriu, în timpul căruia tortura fizică a fost aplicată ca mijloc de a revela detalii intime din viața personală a fiecăruia, acest proces fiind denumit demascarea externă. Așadar, deținuții erau obligați să dezvăluie toate detaliile presupuse ascunse în interogatoriile precedente. Cu speranța că vor putea evita torturile, mulți deținuți au recunoscut păcate imaginare. A doua etapă de mascare internă avea ca obiectiv dezvăluirea numelor celor care se purtau mai puțin brutal sau oarecum indulgent față de ei în detenție. Umilirea publică era de asemenea aplicată de obicei în faza a treia, demascarea morală publică. Deținuții erau siliți să denunțe toate convingerile, ideile și valorile personale. Trebuie menționat faptul că deținuții credincioși erau îmbrăcați ca Iisus Hristos,
iar ceilalți erau siliți să insulte, erau forțați să blasfemeze simboluri religioase și texte sfinte. Deținuți erau siliți să accepte noțiunea că membrii propriilor familii aveau tot felul de trăsături criminale, grotești. Au fost obligați să scrie autobiografii false, care cuprindeau diferite instanțe de comportament pervers. Conform relatărilor lui Dumitru Bacu, prin injectarea treptată de informații opuse celor acceptate dintotdeauna ca reale și adevărate în subconștientul victimei, prin alterarea și deprecierea constantă a realității existente și înlocuirea ei cu imagine fictivă, reeducatorul a obținut în final scopul demascării: să facă minciuna atât de reală pentru victimă încât aceasta să uite ceea ce pentru el înainte avea sens. Asta a dus la un revers complet pentru un timp nedeterminat al valorilor în care victima crezuse până atunci. Pe lângă violența fizică, deținuții supuși reeducării erau obligați să facă diferite munci umilitoare pe timp îndelungat, de exemplu să curețe podeaua cu o cârpă ținută între dinți. Prost hrăniți și ținuți în condiții degradante și nesanitare, deținuții nu aveau permisiunea să aibă contact cu lumea din afara penitenciarului și erau forțați să-și acopere ochii în rarele situații când ieșeau din celule. Tratamentul la care noi veniți erau supuși de către veteranii reeducării includea lovituri pentru a-i împiedica să adoarmă. Erau obligați să mănânce la repezeală direct din farfurii lăsate pe podea, cu mâinile ținute la spate, și chiar siliți să mănânce fecale sau băgați cu capul în galesc cu urină. S-a spus că metodele folosite de ODCC erau derivate din principiile controversate ale pedagogiei și penologiei lui Anton Makarenko, referitoare la reabilitare. În cel puțin o ocazie, Makarenko a fost citat ca inspirație de însuși Surcanu. Închisoarea asigura și o selecție preliminară pentru lagările de muncă de la canalul Dunăre-Marea Neagră, Ognele Mari, Aiud, Gherla, Târgu Ocna, Râmnicu Sărat, Târg Șor și altele, unde echipe de foști deținuți urmau să continue experimentul. În penitenciarul Pitești au murit în urma torturilor la care au fost supuși între 100 și 200 de deținuți, fără a se cunoaște deocamdată numărul total al acestora. În orice caz, cauza morții era falsificată în certificatul de deces pentru a nu rămâne dovezi posterități. În 1952, pe când Gheorghe Gheorghiu deja manevrat cu succes împotriva ministrului de interne, Teohari Georgescu, procesul a fost oprit de autorități. Membrii ODCC au fost judecați în secret pentru abuzuri, cei 22 de inculpați fiind condamnați la moarte în urma unui proces cu ușile închise. Surcanu a fost numit responsabil pentru uciderea 30 de deținuți și pentru abuzurile exercitate asupra altor 780. Dintre aceștia au fost executați 16 condamnați la închisoarea Jilava în noaptea de 17 decembrie 1954. Deși executat, moartea lui Eugen Surcanu a fost înregistrată la starea civilă abia în anul 1962. Din restul de 6 condamnați, 4 dintre ei au fost ulterior exterminați la închisoarea Jilava în secția specială de exterminare, numită Casimca. Colonelul Țelăr s-a sinucis împușcându-se în cap în cimitirul Belu din București. Cadrele securiste însărcinate cu conducerea experimentului, inclusiv colonelul Teodor Sepeanu, au fost judecați în anul următor. Toți au primit sentințe ușoare și au fost puși în libertate la scurt timp. În conformitate cu noile directive ideologice, curtea a hotărât că experimentul a fost rezultatul infiltrării cu succes a agenților Statelor Unite și a Gărzii de Fier în securitate, cu scopul de a discredita organele legii din România. După decretul de amnistie din anul 1964, închisoarea a continuat să funcționeze tot ca închisoare pentru opozanții regimului, care erau aduși aici sub pretextul unor condamnări pentru infracțiuni de drept comun. În anul 1977, în urma presiunilor făcute din Occident, închisoarea Pitești a fost definitiv închisă, în sediul ei fiind mutat trustul de construcții industriale Pitești. La începutul anilor 1980, pe circa o treime din suprafața curții penitenciarului, au fost construite blocuri de locuințe. O parte a zidului care înconjura penitenciarul Pitești mai există și azi, pe latura de nord-vest a închisorii. La conducerea închisorii s-a aflat Stănescu Vasile, 44-49, capitan Dumitrescu Alexandru, 49-51, locotenent Covace Anton, 51-53, locotenent Savu Victor, 53-54, capitan Mândreș Petre, 54-56, maior Ivașcu Ștefan, 56-58, Maior Cârstoiu Sebastian, 58-61,
Maior Toma Mihai, 61-77. După 1989, abandonată și parțial în ruină, clădirea a fost vândută unei firme de construcții în 1991. Mai multe clădiri au fost distruse, fie total schimbate. Un memorial a fost construit în fața intrării închisorii. În Pitești se desfășoară anual simpozionul internațional Experimentul Pitești, reeducarea prin tortură, ajuns în 2020 la ediția a 20. Vă voi prezenta în continuare povestea cumplită a primilor studenți morți în Experimentul Pitești. Călei au fost exterminați ca să nu existe martori. Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității deține extrase de deces ale deținuților morți în penitenciarul Pitești. La 10 februarie 1950, conform acestor documente, a murit Șerban Gheorghe, la 30 de ani, student din Constanța. Moartea lui a fost înregistrată însă 2 zile mai târziu. După 8 zile, experimentul a mai făcut o victimă, studentul Gheorghe Vătășoiu, de 22 de ani, din București. La 26 februarie, un alt student, Corneliu Niță, de 23 de ani, din Bacău, a devenit și el victima sistemului de suprimare. Și moartea studentului Alexandru Bogdanovici, de 27 de ani, din Soroca, la 15 aprilie 1950, chiar inițiatorul reeducării, a fost consemnată în extrasul de decese pe anul 1950 al Sfatului Popular al orașului Pitești. Dacă mulți tineri studenți morți în procesul de reeducare au fost uitați, memorialistica oferă date despre sfârșitul lui Corneliu Niță, student la Politehnică în Iași și la Facultatea de Drept, care făcea parte din grupul de rezistență anticomunistă din Moldova. Despre sfârșitul tânărului aflăm din mărturiile foștilor colegi de celulă. Gheorghe Măruță rememorează scurta perioadă cât l-a cunoscut pe student după grad, în mărturii din iadul temnițelor comuniste de Gheorghe Andreica. Era pe la sfârșitul lunii februarie 1950 când într-o zi a fost introdus în cameră un tânăr student cu față de copil. Să fie avut vârsta de 19-20 de ani. Numele lui Niță Cornel. Apoi el povestește cum decurgea reeducarea. Tânărul a fost obligat să se dezbrace, apoi legat cu mâinile la spate. Pentru ca supliciul să fie și mai dur, între mâini a fost pus un par gros și 2 călăi l-au ridicat la înălțimea pliciului de la etaj până a rămas așa sfânzurat în cea mai dureroasă poziție. Apoi Eugen Țurcanu, cel care a inițiat reeducarea prin tortură, a luat o bârnă groasă, mare cam cât mâna unui om și a început să-l lovească. Ceea ce urmează întrece orice închipuire. La fiecare lovitură peste obraz, capul îi era zvârlit în dreapta sau în stânga, având impresia că gâtul se cade carne, se va rupe și va zbura cât colo rostogolindu-se. Am auzit cum la o lovitură mai puternică oasele faciale i-au fost zdrobite. Am sesizat un sunet stins și surd ca sfărâmarea unei coși de nucă subțiri. La o altă lovitură i-au sărit mai mulți dinți din gură. Ochii au sângerat holbați, gata să iasă din orbite, cu groază și spaimă întipărită în ei. Începu să vomite cu cheaguri de sânge și o picătură de sânge i se prelingea din ureche. Nu-mi pot da seama cât a durat supliciul acestui martir, căci fiecare clipă părea o veșnicie. La un moment dat a scăpat capul în jos, dând semnal de moarte. Chiar și astfel, cu capul bălângănind fără viață, l-a mai lovit de câteva ori până când unul din cei care îl țineau sfânsurat i-a zis lui Țurcanu: a murit, dă-l în pista, mă, să ce-i dacă a murit, cu un legionar mai puțin. Astfel, viața s-a sfârșit ca urmare a unui experiment mai grotesc decât Inchiziția. După mulți ani, trupul său a fost transferat în cimitirul central din Bacău. De mormântul său s-au îngrijit câțiva bătrâni, care au murit și ei, acum câțiva ani, astfel că victima călăilor din penitenciarul Pitești a fost uitat. Petru C. Baciu, liderul mișcării de rezistență din zona Moldovei în Răstignirea Scunse, rememorează scurta viața tânărului mort în experimentul Pitești. L-am cunoscut pe Corneliu Niță de la distanță, locuiam în același cartier. Era coleg de an la același liceu cu fratele meu mai mic, Aurel. Ne întâlneam aproape zilnic și aveam relații cu el doar de bună ziua. L-am cunoscut bine și ne-am legat purul sufletește în închisoarea Suceava în toamna anului 1949. Dormeam pe aceeași scândură și pe aceeași bucățică de rogojină până în luna ianuarie, când a plecat la moarte la închisoarea Pitești. Am rămas stingher precum în urma carului funebru, așteptând să învie și mie rândul între zidurile sinistre ale închisorii Suceava, în lanțuri și izolat de unul singur multă vreme.
Aici am aflat de uciderea lui la Pitești, zdruncinându-mi și mai mult zbuciumul zilelor și nopților de teroare și chin. Fostul coleg de celulă i-a căutat mormântul când a ieșit din închisoare. O cruce fumurie, semnul răstignirii lui Hristos de veghează. Sinistra pătimire de la Pitești s-a risipit de mult. Privesc chipul tău de pe marmura crucii, ai rămas tot tânăr. Alături pe aceeași placă de marmură albă, chipurile părinților tăi. Petru Cebaciu a murit în vara anului trecut la vârsta de 95 de ani. Cum se ascundeau ororile sistemului aflăm chiar de la cei care le uzitau în urma anchetei care a avut loc câțiva ani mai târziu, în 1954. Anchetele, interogatorile și declarațiile se află în arhiva CNSAS. Toți cei care au participat la acest experiment au fost anchetați și au primit diverse condamnări. Fostul director al penitenciarului Pitești, Alexandru Dumitrescu, a povestit în cadrul anchetei ceea ce își amintea. Au murit mai mulți deținuți, al căror nume nu mi-l amintesc, însă datorită acțiunii de așa zisă de mascare au murit următorii. Velicu și Șerban, care s-au aruncat de la etaj la interval de o săptămână unul după altul, prin luna ianuarie, la sfârșit în 1950. Ei făceau parte din camera numărul 4 spital, unde se făceau demascările. Tragediile nu s-au oprit, deși la penitenciar a venit însuși capul securității din Pitești, colonelul Mihail Nedelcu. Iată cum relatează fostul director cele întâmplate. La vreo 2-3 zile după plecarea domnului Nemes Iosif, inspector MEAI, a venit la penitenciar domnul colonel Nedelcu Mihail, care mi-a spus următoarele. Am primit ordin de la DGSS să vin la tine și să anchetez motivele pentru care s-au aruncat de la etaj cei doi deținuți, după care trebuie să raportez rezultatele imediate. Față de acest lucru, eu i-am raportat următoarele. Domnule colonel, eu v-am raportat motivele, bătaia care se practică în camera 4 spital, în acțiunea de așa zisă de mascare, și acești doi deținuți s-au sinucis de frica bătăi. În urma celor spuse de mine, domnul colonel mi-a spus că totuși vrea să meargă sus și împreună am mers la camera 4 spital. Aici domnul colonel, văzând pe unii deținuți cu semne la ochi și pe față, a întrebat în general ce s-a întâmplat acolo. La care primul a luat cuvântul Țurcanu Eugen, spunând următoarele. Domnule colonel, bandiții ăștia, se referea la cei bătuți, în loc să-și vadă de treabă și să-și execute pedeapsa respectând regimul penitenciarului, s-au apucat aici să se organizeze în mod legionar. Motive pentru care administrația penitenciarului a luat o serie de măsuri de restricție împotriva noastră, fapt care ne-a determinat să-i lovim. În urma celor spuse de Țurcanu Eugen, s-au mai antrenat în discuție, completându-l și confirmând încă o serie de deținuți, printre care și cei bătuți, aceștia din urmă spunând că merită într-adevăr această bătaie. La aceasta domnul colonel le-a răspuns: măi, înțeleg atitudinea voastră atunci când România ar fi o insulă pe coasta Americii, însă când noi suntem vecini cu URSS-ul și URSS-ul ne-a scăpat de ocupația fascistă, voi în loc să-i mulțumiți aveți acțiuni dușmănoase împotriva ei. În continuare, fostul director al penitenciarului povestește puterea pe care o avea Eugen Țurcanu, fost legionar convertit la comunism în cadrul centrului de detenție. După ce a plecat domnul inspector general Nemes Iosif de la penitenciarul Pitești, într-adevăr, s-a respectat ordinul dat de el în legătură cu faptul să nu se mai bată deținuți. Însă această situație a durat până pe la 15-20 martie 1950, când s-au terminat demascările seria a doua de deținuți. Vreau însă să arăt că nu pot preciza cu certitudine că bătaia deținuților a asistat în total, deoarece pe la 15 martie a venit la mine Marina Ion și deținutul legionar Țurcanu Eugen, care mi-au solicitat camera numărul 3, secția spital, motivând că această cameră este necesară pentru a sta de vorbă cu unii deținuți asupra unor probleme pe care nu le poate discuta în fața celorlalți deținuți din camera 4. Mai târziu am aflat de la gardianul Lăzăruiu Nicolae că în camera 3 Țurcanu mai bătea câte un deținut pe care îl aducea acolo pentru a-și face demascarea, după care îl ducea în baie unde îl punea să scrie tot ce deținutul recunoscuse verbal în fața lui Țurcanu. Într-un alt interogatoriu, Alexandru Dumitrescu dezvăluie faptul că în perioada experimentului au murit 4 deținuți. 2 dintre ei s-au aruncat de la etaj, iar 2 au murit în urma bătăii ce au primit-o. Pentru aceștia s-au întocmit acte false de mormântare, specificându-se că au murit de moarte naturală. Alexandru Popa a recunoscut în fața organelor de anchetă implicarea sa în experimentul Pitești. Precizez că în perioada 20 septembrie 1949-6 iunie 1950, timp în care am fost deținut în penitenciarul Pitești, am desfășurat activitate criminală împotriva ordinii sociale din RPR,
în urma directivelor date de legionarul țărcanul Eugen. Sub forma așa ziselor de mascări la camerele 4 spital, cantina de la subsol și camerele de la secția parter din dispozițiile date de legionarul țărcanul Eugen, am avut un rol de conducere. Am organizat echipe pentru bătaia și maltratarea deținuților și am participat efectiv la aceste bătăi. Deținutul era imobilizat prin asuparea gurii cu un căluș, era legat la ochi, se legau mâinile și picioarele și era bătut de 2-3 deținuți care erau instruiți de subsemnatul cu picioarele de la pat, cu cos de mătură, cu curele, până rămânea în nesimțire. Erau ținuți în picioare în poziție forțată într-un picior sau cu ochii la lampă, cu o greutate în spate de circa 40-50 de kilograme, zile și nopți, până cădeau în nesimțire. Se punea sare multă în mâncare și nu li se dădea apă să bea. Se mai folosea un vas cu apă care era la o înălțime de 3 metri și din acel vas, timp de 3-4 zile, curgea câte o picătură de apă în capul deținutului care era legat într-o poziție care nu îi permitea să se miște. Deținutul era ținut în această teroare până își pierdea minții. Alți torționari puneau pe deținut să urineze în camela de mâncare sau să-și facă necesitățile și apoi să le dea să bea sau să mănânce excrementele. De asemenea, îi dezbrăcau complet și îi puneau să se scuipe în fund și după aceea îi puneau să se lingă și să se sărute în fund. Aveau un aparat în care se introduceau degetele de la mâinile și picioarele deținuților și un altul în care se agăța părul după cap. Nici o victimă a odiosului experiment nu are trecut pe certificatul de deces adevărat a cauza morții, ci diagnostice care n-ar putea produce moartea, încercând astfel să se șteargă orice urmă a crimelor. Inclusiv cei executați în urma unor simulacre de proces aveau trecute pe certificatele de deces diverse afecțiuni. Un fost medic al penitenciarului Gherla în acei ani, unde a continuat experimentul Pitești, Viorel Bărbos, mărturisește într-un interrogatoriu luat în timpul anchetei care i-a adus condamnarea că în perioada iunie 1950-decembrie 51 au fost torturați mai mulți deținuți de către legionari, dar că el îi ștergea din registru sau le trecea de cauza morții insuficiență cardiacă sau TBC pulmonar. La Beluciu Constantin am trecut diagnostic TBC pulmonar, care era un diagnostic real prin faptul că suferea de acea boală. Însă cauza morții a fost agravarea bolii de pe urma torturilor. Un alt caz, o altă crimă. La Popescu Petre am trecut insuficiență cardiacă, hepatită cronică, care n-a fost un diagnostic real, deoarece l-a murit numai din cauza bătăilor și torturilor care i-au slăbit inima. La primul caz de deces omorât prin bătaie am văzut cadavrul deținutului la infirmerie unde a fost adus pe targă sub mențiunea că e grav bolnav. Când m-am deplasat să-l văd, a trebuit să constat că deținutul era mort de câteva ore și ținut în celular până după ora închiderii. Examinând, am constatat urme de bătaie pe corp și o vânătaie în dreptul inimii. Mi s-a spus că pe certificatul de moarte să nu trec, ar fi murit de la bătaie, să caut un diagnostic, de preferință boală de inimă, pentru a motiva moartea lui. Tot medicul spune în interogatoriu că un inspector i-a spus că la Gherla vor fi aduși de la penitenciarul Pitești un lot de deținuți legionari, dintre care unii vor întreprinde o acțiune de demascare pentru scoatere de informații. Mi s-a spus că această acțiune să fie ținută în secret și în eventualele cazuri mortale să căutăm să punem diagnostice ireale pentru a nu se afla adevărata cauza morții a celor deținuți care eventual ar muri. Experimentul Pitești a fost oprit în anul 1952, iar cei implicați în crunta teroare au fost judecați în spatele ușilor închise. 22 de inculpați au fost condamnați la moarte, iar cadrele din securitate au primit sentințe de câțiva ani. Prieteni, sunt Cristian Alexandru. Pe curând!